Băi, fraților, se aude un vânt afară. De crede că ne ia baraga cu totul. Și un frig, mă simt obosit. Da, stai, am venit până aici, să băgăm al doilea traseu. Hai, da, traseul cu numărul 2. Foarte, foarte frig și poate vântul tare. Hai. Și primul marcaj. Mergem pe punct albastru. De aici începe traseul. Se vede, e bine că la ăsta se vede refugiu unde e. Se vede, da, deja se vede de aici, de jos. Și să vă și zicem cu cine suntem pe traseul ăsta. Suntem cu băiatul care ne filmează. Bună, Stase, domnul. Lasă-mă mai cunoscut. Salutare, salutare. Bine ați venit la o nouă aventură pentru mine azi, pentru băieții ăștia. Da, noi deja suntem obosiți. Înghețați și înfigurați. După o noapte de ger, încă o noapte ne așteaptă. Da, dar în seara asta o grămadă de suflete. Avem și un cățel care ne însoțește, așa că o să fie foarte bine. Hai, vorba lungă, coastă ruptă. Da, uitați cum se vede acolo, să ajungem noi. Și noi suntem aici. Se vede și o stână ceva. E mai greu un pic pe aici. E mai expus. E și gheață. Da, gheață peste stâncă așa. Hai, Stase! Dă-i, dă-i! Ia uite, bine că ai o asigurare aici. Că altfel era la o jumătate pas de moarte. Hai, echipa! Pune și soarele. Bate vântul foarte tare aici, puțin liniște. Suntem mai feriți. Wow, ce frumos se vede. Foc și gheață. E ce mai multă zăpadă decât pe celălalt traseu. Urmele alea de animal, miroase ele ceva. Mamă, cum sunt brazii aici, în partea aia nu e așa. El peisaj.
ajuns pe vârful Cigașului, este un telescop aici. Se vede frumos lacul roșu înghețat, alb-alb-alb. Pe stânga ce este Via Ferrata Wild Ferens, care urcă pe suhardul mic. Și acolo, micus-micus, se vede refugiu panoramic unde mergem noi acum. Mai avem ceva de mers. A apus soarele. Și în sfârșit am ajuns, incredibil. Bate un vâj de rupe. Cred că sunt vreo 60 la oră, nu? Elveția! Cheia! Alunecă? Tragi-mă și pe mine! Bate la ușă, poate fi cineva. Să-i ceva? Eu să mă duc să caut cheia. Haide! Cristina și Năstase caută cheia. Sub refugiu este cutia cu cifru de unde poate să ia cheia. Ați reușit? Iuhu! Mai mare. Lux, tati, lux. Gata. Ce priveliște avem, doamnelor și domnilor. Lacul roșu se vede jos. Gata. Mai ghețea mâna pe care am venit. Vezi, se seamă un vin bun, rece, de la frigider. Mi-e cald, mi-e bine, mi-e foame, mi-e sete, mi-e dor de pădure verde. Știi ce vrem să cumpărăm? O chestie care vine peste asta. Da. Și se face pe tigăiță. Da. 50 de lei și mai costă 30 de lei transportul. Am făcut obișnuita supă. Nu e cine știe ce, dar ne încălzim pe frigul ăsta. N-am dat 40 de lei pe două supe. A zis că mâncăm aici la 5 lei. Și avem felul 2 pate. Cu spanac vegetal. Mă, tu îți dai seama cum se face brandul? Mă. Ciocolată de casă Ivor. Am luat-o de la un magazin de Victor. Aici am o pentrele frumoasă. La magazin. Zic că e făcută de Victor aseară. Făcut și ambalată de Cristina, nu? Da, și bem un vin bun adus de Cosmin. Hai, de la Iași. Doamne ajută. Vin și bun. Așa. Și sănătoși. Și voioși. Și cine mai vrea, mai avem o gură de vișinată de seară. Asta a fost băutura de aseară. Da, e cam rece, e cam rece vinul, nu știu cum să zic, nu prea merge. Merge, că l-am semnat frigider. 8 luni. Îți îngheață dinții pe vinul ăsta. Asta e un pic picant. Mamă, ce cazul frumos, vezi? Da. Foarte frumos refugiu, mai mare decât celălalt. Și panorama spectaculoasă, probabil o să arătăm mâine, dacă nu o să înghețe geamurile astea de tot. Noi trebuie să fierbem vinul ăsta. Oare ăsta alb merge fiert? Știu că vinul alb se servește rece și la roșu se fierbe. Da, eu de asta l-am pus la rece de acasă, să nu se... Nu-mi bateți obrazul, bă, ci cu vinul ăsta la temperatura camerei. Bine, el e la temperatura camerei. Se observ... Aoleu, fete, apa este înghețată. Ce se vede aici? E respirația mea, ca să vedeți cam cât dăm în cameră. Te rog, ce avem? A, ne-ai prezentat, mă, ce avem? Ia uite. Fasole cu costiță, ceva tradițional românesc. Băi, fraților, a înghețat fasole, am mâncat. Nu putem să scoatem din conservă. E ceasul 7. Ne gândeam să ne băgăm la somn, dar am zis, bă, hai să fierbem un vin, că rece nu prea merge. Și acum e vinul fiert, e alb. Nu știu cât de bun o să fie, vinul alb. Am mai crescut un pic temperatura în cabană. Cred că sunt...
5 grade, nu știu, ceva. Bă, de eu zic că sunt cu minus, mi-e îngheață mâinile. Da? Am înghețat apa dreapă, din mare. A, da, deci minus 5 mi se șoptește în cască. Păi uite, tu te frești pe mâini și tu zici că sunt 5 grade. Mă frec de emoție, de baltic. Sunt în fața camerei emotiv, da. Bine v-am găsit. Să trăim. Bine a nimerit. Oh, da, era mai bine vara, era mai bine vara. Nu, transpira, era nașpa. E ora 9, fără un sfert. Fraților, ce e afară, te rogi să n-ai nevoie. Deci acolo se vede lacul. Bate vântul de rupe. Toate direcțiile. Cred că sunt 80 de km la oră. Băi, fraților, se aude un vânt afară. De crede că ne ia baraga cu totul. Ne-am băgat în saci să ne încălzim. Face cabana asta ca toate cele de la vânt. Nu știam dacă începe să plece la vale, dacă avem timp, deschidem ușa să ne aruncăm în pătură aici. În saci e bine, deja m-am încălzit. Eu azi noapte mi-am uitat mâna afară și m-am trezit că era să-mi cadă. Deci... Ce mai înveaza cel mai tare e că să stai așa cu poziția asta ca râma, să nu te miști, până dimineață, 12 ore. Și e sacul cam fix, suntem un soap de ăsta dublu. Atât am avut de zis. Încheiem, noapte bună. Sperăm să ne vedem cu bine dimineață, nu? Să nu ia vântul cabana. Bună dimineața. Dimineața. Cum ai dormit? Să știi că am dormit bine. Am avut probleme cu frigul. S-a încins sacul de dormit și am dormit bine. Năstase că are o folie de supraviețuire care e un sac de gunoi. Așa se vinde acum asta. Folia de supraviețuire, gen sac de gunoi, de plastic. Ia arată ce e pe geam. Și nu pe interior. Da, am încercat să curăț, da. E pe exterior, frate. Uite, se vede la culo, știu cum ar veni. Dar mai mult se distinge. Să vă duc un pic și afară. Mamă, cum e dimineața asta. Băi, băiatule. Toată noaptea a bătut vântul ăsta. A rupt, tată. Am făcut un ceai să ne încălzim. Mă dă vântul jos. Dacă uiți geaca deschisă, la revedere, nu te mai găsește nimeni.
ai la mare. Ai, ai. Aici am crezut asta. Bă, ești nebun? De-a traseului, suntem mai feriți de vânt pe partea asta. Blochează brazii ăștia din vânt. Am mai găsit produsii ăștia împodobiți, deși credeam că i-a scuturat vântul de tot. Urmează partea aia abruptă, trebuie să fim foarte atenți la coborâre, că alunecă destul de tare. Păi de asta zic, căsătura unde e? Mai acum e Grohotișu. Apropiem de sfârșitul traseului, avem puțin și ajungem la mașini. Vreau să vă zicem, dacă veniți în zonă și bine, nu e iarnă, nu e gheață pe stâncă, primăvara, vara și toamna, puteți să faceți trasele de Via Ferrata de aici. Unul Wild Ferens și apoi Astra Gallus. Acolo am impresia că e o rută pentru începătorii mai mică și una mare. O să vă punem câteva cadre cu trasele de Via Ferrata de aici.
Ia zi, iuhu! Un pic, Astragalus! Cum se pare, mai greu sau mai ușor asta? Am dormit azi noapte. Când ne uităm de aici de jos de pe lac, nu ne vine să credem. Paf, iau tenori, ce frumos să văd. Zic și eu câteva cuvinte. Hai, din punctul meu de vedere a fost mult, mult prea scurt, dar intens. Ai prins doar zidul. Dacă prindeai și ieri tremuratul, cred că mi-ajungea. Da, dar oricum a fost super. Și zona și compania. Și vă mulțumesc, m-ați invitat. Mulțumim că ai venit cu noi, că ne-ai filmat și pe noi, ne-ai mai luat Îl face cameraman. Și așa ne uitam noi că n-avem cameraman. Da, dar pentru asta voi trebuie să donați ca să aibă cu ce mă plăti. Da, chiar. Hai, pa, pa!